Bună seara, doamnelor și domnilor, sunt Tudor Mușat. Discutăm la ultima oră despre o declarație făcută de președintele Traian Băsescu în această seară. Viața politică ne oferă surprize, indiferent dacă e duminică seara. Președintele ne spune că i-a propus liderului Partidului Social-Democrat, Victor Ponta, să fie prim-ministru. Victor Ponta neagă această afirmație. Președintele vine cu stenograma care ar dovedi acest lucru. Discutăm despre implicațiile acestor declarații, discutăm de asemenea despre o altă replică a președintelui, și anume că liderii PDL acum în prag de campanie electorală n-au curajul să se avânte în această bătălie. O seară plină în urma declarațiilor făcute de șeful statului. De ce acum toate aceste dezvăluiri despre lucruri petrecute cu 5 săptămâni în urmă? Încercăm să aflăm. Ion Meioniță alături de mine în studio. Bună seara! Bună seara! Discutăm imediat despre toate aceste replici ale președintelui. Cea mai importantă dintre ele, cea din care rezultă că șeful statului i-ar fi propus liderului social-democrat Victor Ponta să fie nici mai mult, nici mai puțin decât prim-ministru. Eu am avut surpriza refuzului mandatului de prim-ministru când l-am oferit în negocierile din 6 februarie USL-ului, da, lui Victor Ponta. De două ori în discuții am spus: domnule, îl propun pe Victor Ponta prim-ministru, într-o formă sau alta. Prima dată n-am primit niciun răspuns, a doua oară am primit un refuz. Deci, de 6 februarie când? Acum? Acum, după demisia guvernului Boc. Păi eu acum am aflat și eu. Păi, na. Faceți o dezvăluire, deci s-a propus. Nu e o dezvăluire, nu, i-am propus lui Victor Ponta, da? Funcția de prim-ministru. Din partea USL-ului? Sau? Din partea USL-ului. Și? Și Victor Ponta n-a spus nimic, a răspuns Antonescu și a răspuns ăla micu, cum îi spuneți dumneavoastră, Constantin. Bun, da. Iertați-mă pentru gazetar. Este vorba de o ofertă așa sugerată public sau chiar a fost o ofertă concretă? Nu, a fost o ofertă în consultări. La consultări. Da. N-am auzit și n-o dezvolui până, da, acum de azi. Păi, aici e unul din marile mele semne de întrebare. De ce Victor Ponta n-a spus da? Pentru că vă dați seama, când un președinte spune de două ori niște consultări, de două sau ori de ce n-a spus că i-ați propus? N-am auzit până acum. Pentru că ar fi fost foarte greu să spună publicului că spune vreme anticipate, iar președintele îți spune: hai să-l desemnăm pe Victor Ponta prim-ministru. De față erau toți cei trei președinți de partid. Victor Ponta a tăcut, a răspuns odată Antonescu, când am spus a doua oară a răspuns Constantin. Deci s-ar putea ca Victor Ponta să aibă ceva pe conștiință, nu știu, de n-a vrut, dar nu poți să spui că ești responsabil când, pe de o parte, pentru că asta a fost replica mea la anticipate și la demisia președintelui. Ei mie asta mi-au cerut la consultări. Alegerea anticipate și demisia președintelui. Eu le-am spus, știi, ceva de genul: nu-s rege, nu pot să abdic, am mandat constituțional, dar în ceea ce privește anticipatele, am spus: domnul Ponta poate fi un prim-ministru. N-am refuzat niciodată nicio propunere de deveni prim-ministru, pentru că nu mi s-a făcut niciodată o asemenea propunere. Și doi, înțeleg că am ascultat și eu l-am ascultat pe nou președinte Băsescu acum o săptămână, când ne-a spus că încă din luna decembrie era pregătită numirea lui Mihai Răzvan Ungureanu. Acum aflu și eu în seara asta că, nu, că l-a numit pe domnul Ungureanu prim-ministru pentru că n-am vrut eu, ceea ce e o surpriză foarte mare, cred, pentru toată lumea. A descurs într-un mod extrem de neserios pentru o discuție între președintele României și opoziție. Au fost niște schimburi ironice și, slavă Domnului, că sunt amândoi foarte buni la lupta cu adversarul politic, și domnul Băsescu și domnul Antonescu. Eu nu am participat, nu am considerat că era cazul să intervin în discuții și bănesc că domnul Băsescu o să dea înregistrat, că doar n-am fost la Cotroceni să ne înregistrați, ca să spun așa. Dezvăluiri despre cele întâmplate în urmă cu 5 săptămâni, 6 februarie 2012, data în care premierul Emil Boc demisiona și în care erau convocate consultări la Cotroceni pentru desemnarea noului premier. Ion Meioniță, de ce abia acum
aceste dezvăluiri ale președintelui despre cele întâmplate atunci. Nu era firească o discuție la cald despre tot acest proces politic pe care îl redă acum președintele? E foarte greu să pătrundem în toate subtilitățile gândirii domnului Traian Băsescu. Are această calitate de a surprinde, de a fi mereu surprinzător, de a inventa mereu ceva, de a se reinventa pentru a intra în jocul politic. A fost scos o vreme din jocul politic, a revenit, a revenit în forță, da, a schimbat fost guvernul. Destul de prezent totuși în ultimele nu, săptămâni. Nu, mă refer înainte de schimbarea guvernului Ungureanu. Era într-o presiune extra. Mă refer la protestele de stradă, o lună de proteste de stradă în care președintele a lipsit. Știm că toată lumea s-a întrebat atunci unde e Traian Băsescu. Mai ales după episodul conflictual care evident, aparent nu i-a adus foarte mult cu Raed Arafat. Escaladarea protestelor de stradă, cererile de demisie, am văzut caricaturile, am văzut sloganurile, am văzut lozincile, tot ce s-a stricat în stradă la adresa, direct adresa sa. A avut o perioadă de eclipsă vreo 3 săptămâni, după care a revenit în forță și a făcut aceste mișcări pe scena politică care au fost surprinzătoare. Avem câteva contradicții mari în ceea ce spune Traian Băsescu, din ceea ce am putut urmări până acum, și avem și o jumătate de propoziție lăsată neterminată, care pe mine mă intrigă foarte mult. Și aș vrea să știu ce ar fi putut să spună președintele după punctele de suspensie. A spus la un moment dat, poate Victor Ponta are ceva pe conștiință, nu știu, și a ridicat palma. Tare mult m-ar interesa. Ce ar fi continuat președintele la acea propoziție? Ce ar putea să aibă să asta legătură cu ceea președintele ce... nu vorbește degeaba. Deci el să își aibă calculează. Legătură cu tonul conciliant al lui Victor Ponta după numirea lui Mihai Răzvan Ungureanu. Toată lumea s-a întrebat atunci de ce este tratată această numire a lui Ungureanu cu atâta diplomație de către domnul Ponta. Da. Domnul Ponta a intervenit chiar la realitatea mai devreme de unde am scos... Am urmărit replica. N-a explicat până la capăt totul. Este o zonă neclară aici. Nu știm tonul discuției. Nu știm ce s-ar fi întâmplat dacă Victor Ponta i-ar fi spus da. Puneți-ne să vedem. Dacă președintele ar fi spus, ai domne, ce era o glumă, doar nu crezi să nu visez că te pun prim-ministru. Ar fi putut să fie o replică a președintelui. Nu știm ce ar fi spus, deși președintele probabil avea căile deja făcute pentru a ieși din situații din astea grele, își planifică pașii. Probabil avea o cale și pentru refuzul lui Victor Ponta și pentru un eventual accept. La telefon în legătură directă cu noi este domnul Cristian Tudor Popescu, editorialist Gândul. Bună seara, domnule Popescu, mulțumim că ați acceptat să intrați în legătură cu noi. Încercăm să găsim un răspuns la această întrebare. De ce abia acum, după 5 săptămâni, această dezvăluire din culisele negocierilor de la Cotroceni, purtate de președinte cu liderii politici, îl pune în corzi pe Victor Ponta acum? Îl punea mai degrabă propunerea atunci? Cum priviți declarația asta? Nu e vorba de o punere în corzi. Mai ales că, din câte știu eu, domnul Ponta a negat foarte de curând, acum, în seara aceasta, a negat faptul că domnul Băsescu i-ar fi propus așa ceva. Deci, nu știu în ce măsură stenogramele acestea pot să probeze faptul că s-a făcut propunerea. În orice caz, ea nu are niciun sens din punct de vedere politic. Domnul Băsescu pur și simplu nu putea să-i propună domnului Ponta așa ceva. Dacă a făcut-o, nu a făcut-o în niciun caz cu o bună conștiință, să spunem. Considerându-l pe Victor Ponta premierul cel mai potrivit pentru România în acel moment. A făcut-o în mod clar pentru a realiza scindarea USL-ului, lucru care îl preocupă, se vede foarte limpede din declarațiile domnului Băsescu din ultimele luni, îi preocupă în cel mai înalt grad să realizeze spargerea acestei unități a opoziției. Acum e treaba opoziției dacă se va sparge sub presiunile domnului Băsescu și e treaba domnului Băsescu să spună ce spune. Importante sunt aceste 5 săptămâni. De ce alege domnul Băsescu să facă aceste mărturisiri acum?
să ne spună cum i-a propus lui Ponta să fie premier. Pentru ca să îl acuze pe Victor Ponta de iresponsabilitate. Deci, dom'le, ți-am propus să fii premier, nu ai vrut, în interesul național, te ajutam și eu să faci guvernul. Dumnezeule, păi guvernul ăsta trebuia să treacă în Parlament. Ar fi putut foarte bine să nu treacă, având în vedere majoritatea parlamentară pe care o cunoaștem. Guvernul nu trecea și atunci domnul Băsescu putea să spună, dom'le, uitați-vă, în mărinimirea mea, în viziunea mea liberă și deschisă, în interesul național, l-am propus pe domnul Ponta. Și asta e. Și opoziția ar fi probat un fel de duplicitate nevotând, să spunem, acea propunere. Că cu această ocazie era frântă și unitatea opoziției. Este una din mișcările pe care le știu de ani de zile ale domnului Băsescu, care este un combinagiu politic pur sânge, de o sterilitate uriașă pentru această țară, o nouă probă de așa ceva. Domnule Popescu, nu avea mai mult efect această dezvăluire atunci, la cald? Nu ar fi probat, să spunem, această presupusă duplicitate a opoziției dacă dezvăluirea era făcută chiar atunci, în focul consultărilor pentru un nou guvern? Păi nu, știți de ce? Vă rog. Pentru că îl trimitea neant pe domnul Ungureanu. În clipa și așa domnul Băsescu nu s-a putut abține, că dânsul e ca scorpionul ăla în povestirea cu scorpionul și cu broasca și cu nu știu ce animal la mijlocul râului, când spune te-am înțepat, o să murim amândoi, ne scufundăm, dar n-am putut să mă abțin. Domnul Băsescu a spus că înainte de a-l desemna pe domnul Ungureanu a avut diverse consultări cu specialiști, nu cu nespecialiști, cum este domnul Ungureanu, ca să nu spun mai mult. Și aceștia n-au acceptat. Și atunci, faute de mieux, adică în lipsă de ceva mai bun, l-a pus pe domnul Ungureanu. Păi dacă mai spunea și asta, domnule, l-am pus pe Ungureanu deoarece n-a acceptat Ponta. Vă imaginați cum arăta? Și așa, în acest moment, domnul Băsescu, care are un instinct superb de bilă, mandă, bilă, joacă la două capete, ce păcat că e atât de steril și de inutil pentru poporul român, dar altfel este, te uiți la el ca la jocuri pe calculator, video games. Deci cu această declarație face două lucruri. Întâi, își continuă programul de punere la punct a domnului Ungureanu, adică băi băiețică, tu când te iei de Elena Udrea și de Roberta Anastase, ușurel, ai grijă cum vorbești, că s-ar putea să nu se știe. Deci unul la mână și continuă programul de punere la punct a domnului Ungureanu și doi la mână face exact ceea ce urmărește de atâteva luni de zile, adică scindarea opoziției. Vă amintiți după discursul domnului Ponta din Parlament la numirea premierului Ungureanu, cu cât respect pronunța domnul Băsescu, președintele Ponta a spus, președintele Ponta a declarat. Era începutul mișcării de separare, de băgare a penei între cele două componente ale USL, adică trei, mă rog, nu contează cea de-a treia, adică PSD și PNL. Deși este menționat și Partidul Conservator acolo, o să vedem imediat contextul. Ion Meioniț ar vrea să vă adreseze o întrebare. Bună seara, domnule Popescu. Voiam să facem un exercițiu de imaginație, să zicem că ați fi fost în sală la acele negocieri, fără să vă observe cineva, și să spunem că Victor Ponta ar fi spus domnului președinte, da, faceți anunțul public că USL-ul preia guvernarea în momentul ăsta. Care credeți că ar fi fost ieșirea domnului Băsescu din această situație? Domnul Băsescu știa foarte bine, domnule Ioniță, că domnul Ponta nu va accepta. Dar dacă i-ar fi făcut acest joc de contrapie, să zicem, ar fi fost un vole la fileu în lung de linie. Domnule Ioniță, o să citez o declarație tot a domnului Băsescu. După ce
inițial a spus că această clasă politică românească arată ca zoaiele de pe un geam când privești din afară, a mai spus și altceva, și eu fac parte din ea. Deci domnul Băsescu știe exact ce mecanisme are domnul Ponta de reacție, pentru că fac parte din aceeași specie politică. Deci știa foarte exact ce face, știa că domnul Ponta va refuza și știa că ulterior va folosi refuzul domnului Ponta. Domnul Ponta nu putea să accepte așa ceva, pentru că asta ar fi creat o ruptură majoră în deja finală în USL și PSD-ul nu poate câștiga de unul singur alegerile de peste 6 luni. Deci Ponta ar fi fost în momentul, dacă accepta așa, acest dar otrăvit din partea domnului Băsescu, ar fi fost terminat. Cum terminat va fi, îmi pare rău să o spun, cred și domnul Ungureanu, pentru că a acceptat oferta domnului Băsescu. Bun, acum, pentru că vorbeam de celelalte componente ale Uniunii Social-Liberale, spune președintele Băsescu, am avut surpriza acestui refuz din partea domnului Ponta. Victor Ponta n-a spus nimic, în schimb a răspuns Antonescu și, cităm, a răspuns ăla micu, cum îi spune, Constantin. E vorba de Daniel Constantin, președintele Partidului Conservator. De altfel, se văd aceste lucruri în stenogramele care au fost prezentate la televiziune în această seară, în timpul interviului cu președintele Traian Băsescu. Este o gafă, putem să-i spunem așa, domnule Popescu, din partea celor doi lideri ai USL, răspunzând orice la această propunere și consemnat fiind acest răspuns al lor, oricât de mic, oricât de minuscul, în acele stenograme? Nu, nici vorba. Răspunsul este refuzul este corect. Refuzul acestei oferte din partea președintelui Traian Băsescu este corect. Asta ar fi însemnat că domnul Ponta, domnul Antonescu, domnul Constantin doresc să ajungă în funcții, doresc să ajungă conducători ai guvernului României prin orice mijloace și cu orice preț. Ori asta contrazice tot programul, toată platforma lor politică de opozanți. Ei au spus, domnule, are sens tot ce spunem, numai dacă este înlăturat regimul Băsescu, Boc, Udrea, Anastase și mai știu eu cine. În clipa în care accepti această ofertă, îți negi tot programul de până atunci. Și o faci cu câteva luni înainte de alegeri, când poți să-ți probezi acest program în fața alegătorilor. Cum să accepti funcția asta de prim-ministru sau controlul practic al, dacă l-ai obținea și pe ăla, asta e altă problemă, oferit de Traian Băsescu, când tu crezi și declari tot timpul că oamenii vor fi cei care te vor vota în alegeri și spui, nu mai am răbdare să accept până la alegeri, eu vreau să fiu prim-ministru, vreau să fiu cu tare, accept oferta lui Traian Băsescu. Ar fi fost o anulare pur și simplu a întregului discurs al opoziției de până acum. Contează mai mult pentru actorii politici și pentru eu știu ce planuri sau jocuri de culise ale lor toate aceste declarații, domnule Popescu, sau și pentru electorat care va lua notă de aceste declarații și cu ce va rămâne după ele, de fapt? Nu cred că au mare influență asupra electoratului aceste declarații. Ele sunt de natura combinagelii politice. Deja oamenii se află într-o stare, după părerea mea, atâta cât simt eu țara asta, în care trăiesc de mai bine de o jumătate de veac și în care fac gazetărie de 20 și ceva de ani, astfel de declarații politicoide, combinagiste, nu mai au niciun efect. Oamenii gândesc acum în termeni clari, macro.
macroeconomici, macropolitici, așa ceva, că i-a oferit lui Ponta, că Ungureanu, că Antonescu, nu-i mai interesează așa ceva în acest da, moment. Poate că electoratul domnului Ponta sau al USL resimte o frustrare acum, știind că domnul Ponta a trecut milimetric, dacă propunerea a fost serioasă, pe lângă funcția de premier. Poate că văd în asta o posibilă ocazie de a fi înlocuit un guvern cu altul, unul al USL. În niciun caz liberalii nu simt vreo frustrare în legătură cu faptul că domnul Ponta a refuzat să fie premier. Asta e limpede. Iar în ce privește PSD-ul, cred că există destui indivizi lucizi pe acolo ca să-și dea seama că propunerea domnului Băsescu nu însemna în niciun caz controlul pe care să îl obțină PSD-ul asupra guvernului. Nici vorbă de așa ceva. E limpede că domnul Băsescu, dacă domnul Băsescu a anunțat, uitați-vă ce contradicție fundamentală de fapt. Dacă domnul Băsescu a anunțat că nu va numi premierul pentru din partea USL, chiar dacă USL o face peste 50%, pentru că și ea acea cârciocărie avocățească, vorba lui Eminescu, că e partid și nu e coaliție și că nu e partid, nu e coaliție și așa mai departe, absolut penibil. Deci dacă are curs la astfel de amenințări și declarații, cum se potrivește asta cu oferta făcută domnului Ponta, care n-a obținut nimic, n-a fost votat nicăieri? Cum se potrivesc aceste două declarații? Că nu știm nici măcar dacă i-a oferit. E o declarație a domnului Băsescu. Discutăm doar despre declarații. Cum se potrivesc? Deci vă rog frumos. Acum am dat seama că, de fapt, asta este ultima contradicție logică la care trebuie să ne gândim. Deci domnul Băsescu refuză și declară că nu va numi primul ministru de la USL, chiar dacă are peste 50%, și acum ne spune că vrea să-l numească prim-ministru pe Ponta în condițiile în care USL-ul are 0%, fiind în opoziție. Mulțumesc, bună seara! Mulțumim și noi foarte mult că ați intrat în legătură directă cu noi, Cristian Tudor Popescu. Ion Meioniță, vorbește președintele și despre lideri ai PDL, e de presupus din ce spune șeful statului că e vorba de cei care erau prezenți în guvern ca miniștri, care erau pregătiți pentru această eventuală numire a lui Victor Ponta, erau pregătiți să plece, asta înțelegem, să plece din cabinet, știau de aceste consultări și de intenția președintelui de a-l propune pe Victor Ponta, îi pune pe liderii PDL într-o situație anume lucrul ăsta, că n-au ieșit la rândul lor cu reacții pe această temă, sau sunt pur și simplu niște actori cărora, mă rog, care vor avea cuvântul, să spunem, de-abia acum, după ce a vorbit președintele despre asta? Îi pune într-o situație imposibilă. Și pe liderii PDL, și pe Ungureanu, pune într-o situație de râs. Pur și simplu, își bate joc de ei. Într-adevăr, asta este contradicția logică numărul 1. În aceeași frază spui că nu-l numești pe Victor Ponta chiar dacă va câștiga alegerile, dar nu-l numești când nu le-a câștigat alegerile. Vrei să-l numești când nu le-a câștigat. Deci, președintele ne-a mai oferit o explicație zilele trecute care avea legătură, dacă vă amintiți, cu salariile. Și anume, am spus în ianuarie, la sfârșitul lui ianuarie, că evident, nu sunt bani pentru reîntregirea salariilor. O lună și un pic mai târziu spune că sunt bani. Da, spune clar, am citit bugetul și n-am găsit un rând în care să vedem că există bani. După aia l-a citit și a găsit rândul respectiv. Bun, ne vom confrunta cu o explicație de acest tip. Una care, mă rog, nici nu poate fi elucidată până la capăt, nici nu poate fi contrazisă. Domnul Popescu spunea cu politică și îi cunoaște foarte bine și de-aia își permite. E un joc la cacealma, de fapt. Dacă tratăm România în termen de poker, este un joc la cacealma. Președintele n-avea nicio intenție să-l pună pe Victor Ponta premier. Haide să fim serioși, eu nu mi-l imaginez ieșind în fața ușilor de la Cotroceni, ușile alea frumoase, sculptate, să iasă președintele să spună: m-am consultat și am decis să-i ofer funcția de prim-ministru domnului Victor Ponta. Și el, Victor Ponta, să spună mulțumesc domnului președinte, mulțumesc părinților care mă susțin, mulțumesc familiei și așa mai departe. E ridicol, absolut. Deci, cum să vină... Dar, spunând asta acum, odată că îl face irresponsabil, dar partea a doua e alta.
Eu cred că 6 sau 7 mii de pedeliști din teritoriu, ăia care stau în funcțiile politizate, care au fost puși de partid după ce au dat afară PSD-iști, au venit pedeliștii. Cred că lor alea a crăpat inima, pentru că ei urmau să fie dați afară în masă. Venea partidul PSD la putere și îi rădea pe toți și îi puneau pe ai lor. Există câteva referiri ale președintelui și la temerile Partidului Democrat Liberal în prag de campanie electorală. O să vorbim despre ele în câteva clipe. Deocamdată vom vedea ce cuprind acele stenograme invocate de președinte, stenogramele consultărilor de la Cotroceni din 6 februarie, ziua când, reamintim, premierul Boc își dădea demisia și se convocau consultări pentru formarea unui nou guvern. Și vom avea și reacția președintelui Partidului Conservator, Daniel Constantin, invocat de președinte în legătură cu un răspuns pe care l-ar fi dat acesta la propunerile făcute. Le urmărim. Nu exclud posibilitatea ca domnul Ponta să fie desemnat prim-ministru, virgulă, dacă ar dori acest lucru, se vede, uitați aici tare. Știu că este pregătit, are program, deci totul ține de cum reușim să formăm majoritățile, apoi se referă la, sigur, la cererea de demisie a președintului. La aceasta Crin Antonescu răspunde: asta glumind cu varianta Ponta, ai dat și unei periști înapoi sau... Deci Ponta n-a răspuns. Nu, dar Ponta n-a răspuns. Răspunde da. Crin Antonescu. E un dialog președinte Crin Antonescu, iar Crin Antonescu și, foarte interesant, pagina 3, intervine domnul Daniel Constantin, nu-i spune la micul că sunt în decor de Cotroceni. Domnul Daniel Constantin de la PC spune: eu mă așteptam ca la începutul discuției dumneavoastră să veniți cu o propunere, pentru că până la urmă dumneavoastră ne-ați invitat la discuție și dumneavoastră puncte puncte. Președintele României, Traian Băsescu, două puncte: eu v-am făcut o propunere, virgulă, desemnarea domnului Ponta ca prim-ministru. Domnul Daniel Constantin răspunde: am înțeles, deci nu era o glumă, că a zis am înțeles, o notăm ca pe o propunere. Mai devreme a fost o sugestie sau mai degrabă? Președintele României, Traian Băsescu, a spus că nu, nu este o sugestie. Daniel Constantin spune, ghilimele, puncte, puncte, o posibilitate. Am înțeles că este o propunere, așadar, cel puțin domnul Daniel Constantin, care e cel mai mic de acolo, a înțeles că era o propunere. Victor Ponta, două puncte: să nu ne dați ceva decorații. A, nu, președintele României, te-am învățat. Stați numai o clipă, vă rog, Victor Ponta, să nu ne dați ceva decorații. Președinte României, Traian Băsescu: nu, nu, dar pot să vă dau. Victor Ponta: nu, nu, vă mulțumesc, i-a dat lui Vanghelie suficient. Președinte României, Traian Băsescu: am dat la toți primarii cu 3 mandate. Victor Ponta: eu m-am bucurat pentru Marian. Vedeți că s-a înțeles. Președinte României, Traian Băsescu: da. Continuăm să culegem reacțiile celor implicați. Victor Ponta, așa cum am auzit ceva mai devreme, spune că e o minciună din partea președintelui, că n-a existat o astfel de propunere. Am văzut cuprinsul acestor stenograme și l-avem legătură telefonică directă cu noi pe domnul Daniel Constantin, președintele Partidului Conservator. Bună seara, domnule Constantin! Bună seara! Mulțumim că ați intrat în direct cu noi. Din ceea ce se vede din acele hârtii citite în timpul interviului cu președintele, nu rezultă din partea dumneavoastră un refuz prompt și ferm? Am senzația, rămâne să confirmați sau să informați dumneavoastră, că v-a luat prin surprindere această discuție și că încercați cumva să vedeți de unde puteți apuca un capăt de discuție. Încercați să vă lămuriți cât de serioasă e această variantă. Am dreptate? Nu, să știți că toată discuția, dacă citiți stenograma de la început și până la final, o să vedeți că s-a încadrat într-un registru total neserios, cu un președinte arogant și circar. Eu, din toată stenograma aceea, o să vedeți și dumneavoastră, n-am vrut să intru în același registru. Eu refuz să fiu un circar ca și președintele și am încercat să duc la un moment dat discuția într-un registru serios, cum mi se părea normal când avem de-a face cu o țară care este în criză totuși și care așteaptă o soluție la pensii, la salarii și la toate problemele pe care le are. Președintele însă, chiar dacă în stenogramă pe hârtie lucrurile arată așa, președintele, să știți că a răspuns în același ton arogant, fără să vorbească serios, și lucrul acesta poate fi confirmat și de consilierii președintelui. Să știți că toată lumea zâmbea și râdea la momentul la care președintele a spus: nu, domnule, o propunere oficială. Deci nimeni n-a luat în serios. Domnule Constantin, ce ne spuneți dumneavoastră este că, de fapt, hârtia nu poate reda nici zâmbetul, nici tonul acestei discuții pe care ați avut-o la Palatul Cotroceni și că, de fapt, acolo e cheia. Că noi putem să citim o stenogramă și să credem că e o discuție foarte serioasă, dar ea, de fapt, dacă e intonată într-un anume fel, dacă se râde în timp ce se spun acele cuvinte, capătă cu totul alt sens.
Domnul Mușat, eu vreau să vă spun că la momentul acela nici nu știu dacă președintele mai stătea pe scaun sau ne pregăteam să plecăm, eram în picioare. Deci, repet, discuțiile care au fost în această seară, chiar și cu dumneavoastră, sunt mult mai lungi decât discuțiile care au fost în acea zi cu președintele. Președintele n-a fost niciun moment serios cu această propunere. Și vreau să mai spun ceva, și dacă era serios președintele, nu îi prezentasem, domnul Antonescu, vedeți în stenograma respectivă, îi prezentase mandatul nostru. Deci nu putea fi o propunere serioasă, atâta timp când noi, USL-ul, venisem și spusesem că avem două propuneri serioase, și anume, demisia președintelui și alegeri anticipate. Și domnul Antonescu, nu am citit toată stenograma, dar mi-amintesc că la vremea aceea a spus că totuși poporul trebuie să-și aleagă un guvern legitim, să-și aleagă un parlament legitim. Ăsta este lucru care l-am spus președintelui. Și în registrul acesta nu putem să luăm declarația președintelui ca fiind serioasă. Domnule președinte, vă rog. Da. Mai mult decât atât, la sfârșitul discuțiilor, dacă ar fi avut o intenție serioasă, domnul Băsescu ar fi spus, în urma refuzului domnului Ponta, l-am desemnat pe domnul Ungureanu. Nu s-a făcut nicio astfel de referire, iar faptul că acum face referire la o astfel de stenogramă, scoțând din context anumite lucruri și arătând faptul că totuși noi am vrut câteva lucruri să fie serios discutate acolo, nu arată altceva decât că președintele este mai mult decât disperat și îi certifică încă o dată calitățile care l-au adus în funcția de președinte, acela de aranjor al politicii românești. Aș vrea să vă întreb, de ce nu vi s-a părut util să aduceți la cunoștința opiniei publice acest episod? Poate, nu știu, încercând să anticipați faptul că va fi folosită această discuție ulterior, iată, ca acum, după 5 săptămâni. Poate că era util să ieșiți după consultări și să spuneți, președintele chiar a glumit cu noi, așa cum ziceți dumneavoastră, pe tema formării unui nou guvern care, ce să vezi, l-ar avea premier pe Victor Ponta. Ce glumă, dacă vi s-a părut într-adevăr o glumă. Domnul Mușa, la vremea aceea toată lumea aștepta și cred că audiențele erau uriașe, toată lumea aștepta să vadă care este soluția pentru ieșirea din criza politică în care ne aflam. Toată lumea aștepta practic o demisie a președintelui, dacă vă amintiți la momentul acela. Și președintele practic încerca să găsească un refugiu de a scăpa de această presiune a maselor care era vizibil pusă pe dânsul. Din acest motiv n-am considerat că o astfel de discuție pe care nimeni n-a luat-o în serios la momentul respectiv ar trebui să o aducem la cunoștința publică. Și vreau să mă amintesc că la câteva zile după discuția de la Cotroceni am fost invitat chiar la postul nostru de televiziune într-o seară și chiar am făcut dezvăluiri suplimentare. Am spus atunci că președintele a vorbit chiar de scurtarea mandatului de președinte pentru a organiza eventual alegeri în luna în anul 2013. Deci lucruri care nu le-am spus la ieșire de la Palatul Cotroceni, dar le-am spus totuși ulterior în emisiunile televizate. Nu ne-a întrebat nimeni și nu ni s-a părut o discuție serioasă să o aducem la cunoștința opiniei publice. Da, nu v-a întrebat nimeni pentru că, iată, accesul la aceste stenograme nu-l avem toată ziua, bună ziua. A fost nevoie să treacă 5 săptămâni de la aceste discuții de la Palatul Cotroceni ca președintele să vină și să relateze din culisele acestor negocieri. Vă mulțumesc foarte mult că ați intrat în legătură cu noi. Ni s-a alăturat aici în platou sociologul Alfred Bulai. Bună seara, bun venit. Încercăm să ne lămurim, domnule Bulai, de ce după 5 săptămâni intrase viața politică românească acum într-o perioadă calmă, după ce guvernul Ungureanu a început deja să funcționeze și președintele poate a simțit nevoia să mai stârnească un pic lucrurile, să mai arunce o provocare scenei politice? Pentru că suntem în dreapte și sunt doar 5 săptămâni. Ultima chestie similară a fost aia cu bilețelul, vă aduceți aminte? Când a venit doamna Udrea după un an și cu bilețelul, era aceeași schemă. Doamna Udrea a găsit întâmplător un bilețel, a fost un mare tam-tam, e exact în acest stil. Însă așa trage. Acel bilețel îl punea pe premierul Călin Popescu Tăriceanu într-o lumină nefavorabilă, ca să le amintim și celor de acasă, intervenind pentru rezolvarea justiției unor probleme. De partea lui Traian Băsescu în principal și împotriva lui Tăriceanu au fost comentarii, cum nu a discutat cu Nea Traiane, adică totuși e președinte, adică erau chestiuni de genul ăsta. Nu-l suspectam atât de mult, mai ales că Traian Băsescu atunci n-a ieșit el. Acum nu prea mai are atâți oameni să iasă în față. Deci nu aș pune accent pe acest aspect. Din punctul meu de vedere, greșeala, e o greșeală uriașă pe care a făcut-o Traian Băsescu. E comparabilă cu cazul Arafat. Nu e la același nivel, dar e comparabilă. Lucrurile funcționează exact invers. Sigur că e în stilul lui. N-aș intra pe... Bun, zefle mea ne-a obișnuit, că nu a vorbit până acum, cum să zic, precum Ion Raciu, să zicem, și dintr-o dată descoperim că face glume. Nu, aș insista pe alt aspect, sau pe alte aspecte aici. Mai întâi, decriptarea stilului Traian Băsescu este evidentă la nivelul unei mari părți din populație.
credibilitatea nu mai este comparabilă cu cea de acum câțiva ani, când el se vota cu o încredere mare în raport cu oameni care aveau încredere mai mică decât el. Deci din capul locului nu pot funcționa lucrurile la fel. Pe de altă parte, s-a scăpat și ne-a spus niște lucruri care nu sunt chiar deloc la locul lui, la locul lor. Am discutat cu o mână de oameni din PDL cu o zi înainte. Cu ce ocazie? Da, lideri care au fost pregătiți într-un cadru foarte restrâns, ne spune președintele, pentru propunerea pe care urma să-i o facă lui Ponta. Este altceva. Că cu domnul Boc s-a întâlnit și a discutat încă din decembrie și era numele Ungureanu deja acceptat, propus de la propunerea lui. Ne-a sugerat că domnul Ungureanu este de fapt ales din decembrie. Domnul Ungureanu, într-o altă emisiune televizată, a lăsat să înțeleagă că ce treabă are piața cu... Eu m-am gândit la servicii că l-ar fi pus așa, a pus problema, cine domnul ăia din piață? Nu, din punctul meu de vedere, este o mașină gripată care se dă peste cap. Nu seamănă cu, hai să zicem, multele scheme pe care le face Traian Băsescu și le fac mulți politicieni, ca să fim cinstiți, că nu e numai Traian Băsescu. E un alt context în acest moment. Repet, Traian Băsescu nu se bucură de încrederea pe care o avea. Aproape necondiționat. În anii 2005, nu mai zic, dar 2006-2007, era o prăpastie între el și ceilalți politicieni. El avea credibilitate în orice asemenea manevră. Culmea, mult timp nici nu ieșea el. Vedeți că asemenea schemele folosea cu alți oameni, cu Elena Udrea, cu Sebastian Lăzăroiu, cu oameni din anturajul lui, care trăzdeau semnale care puneau eventual gaz pe lui pentru a demonstra că, uite, Victor, opoziția e responsabilă, nu știu ce. Bun, dar ce are cu Ungureanu? Pe mine m-ai omorât, dar cu calul ce ai avut, îl termină ca și om politic. Eu cred că e un stil al lui, dar cred că e instinctiv. Nici nu cred că îl gândește. Îl termină ce sens, Ion Meioniță? Ești un fel de umbrelă de vreme rea? Da, vine cel mai bun om pe care l-am găsit, uite, tânăr, cum spunea, tânăr, e timpul să lăsăm locul celor de 40 de ani care vin, nu știu ce, și până spui, du-te-mă de aici, păi n-a vrut, mă, Ponta a zis, nu vreau. M-a refuzat de două ori și te-am găsit pe tine. El face instinctiv acest lucru. Acest gen de ping-pong l-a făcut toată viața în interiorul unor comunități pentru ca să-și mențină controlul. Aș vrea să ne reamintim câteva referiri făcute de președintele Traian Băsescu la Victor Ponta, pentru că l-a catalogat în cursul ultimelor luni în diverse feluri. Ne amintim un copilot pe mâna căruia nu poți lăsa manșa țării, un soi de fată mare și așa mai departe. Ne reamintim ce spunea președintele Traian Băsescu despre cel care, potrivit tot spuselor domniei sale, era cât pacit să fie premier. Omul acesta este atât de imatur încât mi-e și jenă să-i mai răspund. Deja o să încep să întreb cine este Ponta asta. Este un om președintele imatur. Celui mai mare partid opoziție. Un om imatur. L-am atenționat amical pe Antonescu, deși îl consider la fel de imatur ca și pe Ponta. L-am atenționat amical. I-am spus, de ce vrei să rămâi în opoziție și după 2012? I-am spus-o... Acestea sunt doar câteva dintre declarații. Erau făcute la sfârșitul lunii august anul trecut, cu câteva luni înainte, în martie 2011, președintele spunea, nu cred că domnul Ponta are maturitatea necesară să fie prim-ministru al României, nu în mandatul meu de președinte al României. Un președinte trebuie să fie responsabil atunci când desemnează un prim-ministru, spunea Traian Băsescu într-un interviu tot la Postul Public de Televiziune, luna martie, exact acum un an, pe vremea asta. Ce să se fi schimbat între timp în ce privește pe domnul Ponta? A crescut, nu? Dacă au trecut câteva luni, nu mai s-a cafat frumos. într-o lună, un an sau ceva în genul ăsta. Nu, vedeți, eu cred că dacă vrea să joace deștept Traian Băsescu, trebuia să anunțe atunci. Dar n-a vrut să pună serios problema, că s-a gândit că poate să-și accepte. Nu, putea să iasă atunci, imediat, și crea o problemă unei părți din opoziție, pentru că era foarte credibil atunci că nu era o problemă că era ales după aia Ungureanu. Dom'le, nu am vrut să pun pe cineva de la servicii, fie vorba între noi, dacă opoziția nu vrea. Adică gestul putea să pună într-o derută societatea în acel moment, pentru că, repet, era limpede pentru oricine, că nu putea să se aștepte imediat că o să pice neapărat, o să-și dea demisia Traian Băsescu. Pe de altă parte, lumea vrea o schimbare radicală, de altfel,
au acceptat o parte din populație, măcar că s-a dat o prăjitură mai mică și anume schimbarea lui Boc. Varianta era ideală dacă o făcea atunci. Acum a lipsit-o total de credibilitate. Ori, cum să zic, era la fel de culpabil. Să știți că problema cu Bilețeanu n-a afectat în sondaje atunci deloc pe Tăricianu, tocmai pentru că n-a părut serioasă după un an de zile. Adică, dacă doamna Udrea ieșea atunci, a doua zi, a treia zi, nu știu, cu această, sau chiar Traian Băsescu, chiar era o problemă de imagine foarte serioasă. Acest gen de ieșire târzie, care sugerează am eu dosare, inclusiv chestia asta care a scăpat acolo cu poate are ceva. Da, deși, mă iertați, lumea s-a obișnuit cu aceste lucruri. Totuși sunt din anii 90, nu mai au același gen de efecte. Lumea exact asta vrea. Cea mai mare parte este scârbită din populație de clasa politică în general, nu numai de Traian Băsescu. Exact pentru acest gen de politică în care, dacă întrebați acum și ieșiți în stradă, oameni obișnuiți care n-au cinci studii, sunt saturați de asemenea. S-ar putea ca pe acești oameni obișnuiți să intereseze mai mult decât jocurile politice și ce ar fi fost dacă Victor Ponta era să fie acceptat să fie premier, chestiunea salariilor bugetarilor, la care președintele a simțit nevoia în această seară să facă din nou referire. Niciodată nu mă vor ierta pentru 5 mai 2010 sau 6 mai 2010. De ce? Păi banii aia din 6 mai până acum nu li mai dă nimeni înapoi. E un nou exercițiu de auto-umilire de data asta, să-i spunem, Ion Meioniță, după declarația de acum câteva zile în care președintele spunea n-am fost niciodată umilit în această funcție. Își arată din nou vulnerabilitatea, lumea nu mă va ierta, știu că am făcut un lucru greu de digerat, dar era nevoie să mă sacrific să-l fac. Nu, Traian Băsescu nu va recunoaște niciodată, nu va își cere niciodată scuze, nu va spune niciodată că chiar și la chestiunea cu Arafat, care l-a costat enorm, a fost foarte greu să spună că nu voi mai face gafe publice, deci nu, domnule, îmi cer scuze sau ceva. Nu, nu e, nici pe departe. Numai că joacă alt rol. Din păcate joacă prea multe roluri în același timp și devine extrem de greu de urmărit. Până acum juca rolul omului ferm, austeritate, sacrificii, vom merge înainte, spre orizontul luminoase, în zbor, pe cele mai înalte culmi, prin austeritate de data asta. Acum a întors foaia pentru că mai sunt, nu, 2 luni până la alegerile locale și hai să vedem că săraci oameni merită bani înapoi, că nu le mai dă nimeni bani înapoi, da, și așa banii mai departe. Le mai dă nimeni înapoi, ce înseamnă? Nu face decât să confirme faptul că, indiferent că se reîntregesc salariile sau nu, păi sigur, totuși, cine în perioada cei asta, 2 ani, un an jumătate sau 2 ani. În perioada asta lumea a rămas mai săracă, sigur, și sigur, în orice caz foarte frustrată și mai este din ceva, punctul ăsta de vedere financiar. Aici este altă idee. Ne aducem aminte, am chinuit oamenii ăștia de pomană. Păi mergem. Care sunt efectele acestei austerități? E vreo creștere economică fabuloasă? E vreo revenire? Este ce? Nu! Am chinuit oamenii ăia, le-am luat banii și suntem în aceeași situație în care vorbim de recesiune, de scădere economică și așa mai departe. Președintele, vă rog. Nu, exercițiul de retorică pentru politicieni este bun. Faptul că îți pui puțină cenușă în cap. Sigur că el ar trebui să învețe să-și pună mult mai multă la situația în care se află. Problema lui este acum însă aceea de credibilitate. Când îți ceri scuze și ești credibil, chiar dacă nu o faci foarte tranșant, e foarte bine. Când o faci și nu mai ești credibil, o faci cam de pomană pentru simplu motiv că lumea nu are încredere în cuvântul pe care îl dai. Să nu uităm că Traian Băsescu la începutul carierei lui avea credibilitate. El a intrat în dispută cu Victor Ciorbea, a câștigat, a venit cu un mesaj să fim corecți, cinstiți. Vă știți aminte, scandalul, prima criză din România de proporție, a apărut după o nebunie a lui Victor Ciorbea cu un bilanț festivist, când eram departe de o asemenea situație și l-a venit cu morga unui om foarte lucid, care trebuie să fie corect, cinstit. El așa a intrat, așa a câștigat el capitalul de simpatie, nu prin râs și prin nu știu ce alte chestii de genul ăsta, pe care l-a continuat la primărie. Lumea a dat lui dreptate, lui Năstase, că se bătea la micul cu dita mai Năstase. Acum am uitat că pe vremea lui Năstase era cam dur el așa, adică nu era chiar glumă. El și-a construit acest capital, el nu știe seama că el nu-l mai are și încearcă să joace
în disperare de cauză un joc în care nu mai are rolul principal. În interviul de astăseară, președintele de în mână și joacă ca și a avut de făcut câteva referiri și la temerile pe care le-ar avea Partidul Democrat Liberal înainte de campania electorală, dar și la șansele deloc multe, spune președintele, pe care le-ar avea personaje grele din partid, cum ar fi Elena Udrea, în alegeri. De unde aceste rezerve ale președintelui, vedem în câteva clipe. Uite-l pe la Vicu cum e. Gata, mă, alții mai buni. Cinci, mă, dă-mi prietene. Stai-gata, stai-gata! Pe ce mi-am dat drumul? Deci berea nu se bea pentru fotbal. Berea se bea pentru gust. Bravo, fetelor! Dar ca să o luați și acasă, mai trebuie puțină mirodenia. 100% natural. Mai trebuie puțin fucs. După ce mănânci sau bei, nivelul pH-ului din gură scade periculos de mult. Iar asta este o veste rea pentru dinții tăi. Mestecă Orbit pentru a restabili nivelul optimal pH-ului. Pentru dinți sănătoși, mestecă Orbit după fiecare masă. Orbit. Pentru dinți sănătoși. Renault Fluence. Meriți un upgrade. Comandă-ți un Renault Fluence și odată cu lansarea programului Rabla 2012 îl vei avea la doar 9500 de euro TVA inclus, stoc limitat. We'll meet again. Don't know where. Don't know when. But I know we'll meet again some sunny day. Keep smiling through, just like you. Când salvăm o viață, facem alte 10 fericite. În fiecare zi, ambulanțele SMURD salvează tot mai multe vieți oriunde în țară, cu ajutorul unei soluții de telemedicină unice în Europa, dezvoltată de Vodafone și susținută de cea mai bună rețea. Acum, ambulanțele transmit date și imagini prin internet securizat spitalelor. Trimite-mi elicopterul acum! Unde medici specializați pot evalua complet starea pacienților. SMURD și Vodafone, un parteneriat pentru viață. Probleme cu urinarea? Prostamol 1, medicamentul eficient care încetinește mărirea prostatei și reglează urinarea cu doar o capsulă pe zi, minim 3 luni. Prostamol 1, treburi bărbătești, medicament bărbătesc. Je regrette ma petite, c'est dans ce temps. J'y vois tes yeux tristes et je pense. Clienții Groupama sunt mai liniștiți. Cu noul serviciu Alo Groupama, ei știu în fiecare clipă ce trebuie să facă în caz de accident sau în ce stadiu este mașina lor. Groupama, asigurăm tot ce contează pentru tine. 1,5 litri pentru voi doi de Paște. 2 litri pentru când mama pregătește drobul ei delicios. 2,5 litri pentru când sărbătorim în familie. De Paște, alege pachetul potrivit. Citroen C4, pe care tocmai l-ați încercat, costă cu 22% mai puțin. Vino să afli noile oferte Citroen. S-ar putea să te ia prin surprindere. Citroen C4, cu o reducere de până la 22%. Citroen. Creativ tehnologie.
Am revenit în direct la ultima oră. Declarații ale președintelui făcute în această seară, cele legate de posibilă numire a lui Victor Ponta ca premier, le-am dezbătut ceva mai devreme. Președintele însă s-a referit și la Partidul Democrat Liberal. I-a acuzat pe unii dintre liderii formațiunii că sunt cam timizi înainte de începerea campaniei electorale. Chiar și despre cei care au curajul să se arunce în această bătălie, președintele n-a avut tocmai vorbe bune. Elena Udrea ar trebui să candideze la București? N-are șanse. Păi și ce? De ce n-are șanse? Păi nu, când știi că n-ai șanse... De ce n-are șanse? Păi așa arată toate sondajele. Păi ați spus că grei să candideze și putem să de grea Elena Udrea. Hai să... Elena Udrea și Anastasia cum cresc? Când vor avea 20 de ani, 15 ani în PDL, atunci devin grele, probabil. Da, poate că ne-am fi așteptat la niște semnale de încurajare înainte de campania electorală pentru partidul pe care l-a condus președintele. Ori ceea ce am văzut arată destul de demoralizator pentru cei sau cele, în cazul de față, care se pregătesc să intre în campanie. Eu, Meniță. Nu este un secret. Am văzut și eu sondajele de opinie la care se referea domnul președinte. Probabil domnia sa are mai multe sondaje de opinie. Am văzut cele publice și știu foarte bine că din aceste sondaje că doamna Roberta Anastasia este ultimul politician PDL la capitolul a încredere, este sub marja de eroare. Are undeva pe la 3% încredere. Deci cum să candidezi când 97% dintre oameni nu te cred? Doamna Elena Udrea stă mult mai bine, are 6%, deci dublu, dar 6%. Să văd și eu cum ar putea câștiga o competiție electorală când 94% dintre cei pe care îi chem să te voteze nu te cred. Asta este o realitate și probabil că președintele Traian Băsescu nu putea să treacă peste ea, pentru că dacă le-ar fi îndemnat să candideze și ar fi avut aceste rezultate catastrofale, lucrurile n-ar fi stat deloc bine pentru viitoarea lor carieră politică. Bun, da, indiferent de cât de erodate ar fi aceste personaje, de ce cotă mică ar avea în sondaje, sunt totuși lideri ai partidului, personaje marcante. Doamna Anastasia e președintele Camerei, doamna Udrea a fost ministru până mai ieri. Poți să spui în acest moment despre personaje politice care au avut funcții de asemenea importanță sau mai au, că sunt personaje în creștere, că nu prea au șanse în alegeri? Că trebuie să mai crească? Trebuie să altele, mai au de mâncat politică, așa cum zice președintele? E una din altele multele contradicții pe care le-a răsit domnul Băsescu în seara asta. Pentru că tocmai ne spunea mai demult că trebuie să fie promovate, că sunt extraordinare, că, mă rog, deci de-aia sunt în pozițiile în care sunt, că bun, nu trebuie să crească. Ce înțelegem? Deci că deja au acolo fost promovate în aceste funcții de ministru, de președinte al Camerei, no, deși erau și ele, la rândul lor, imature? Nu, evident că putem înțelege acest lucru. Nu, sunt două feluri de, acum ca fenomen, sunt două feluri de personaje politice. Sunt personaje politice care pot să fie de anvergură națională, cum a fost Traian Băsescu, indiscutabil. De anvergură națională însemnând cu o cotă foarte mare de simpatie, de apreciere, de încredere. Și personaje care pot să aibă asemenea încredere la nivele locale. Și sunt mulți oameni în teritoriu care nu sunt politicieni importanți la noi, dar în teritoriu sunt importanți, sunt bine văzuți. Există însă și politicieni care cresc pentru că sunt asociați cu un lider foarte mare. Ce s-a întâmplat cu doamna Udrea? Haideți să fim serioși. Doamna Udrea și-a construit cariera pe relația cu Traian Băsescu, tocmai pentru că a fost perioada aia de grație în care de fapt ce spunea Elena Udrea, toată lumea se gândea că ce spune Traian Băsescu și de aceea era citabilă în permanență, erau discutate, că dacă era un simplu membru în PDL, mă iertați, nu interesa pe nimeni foarte mult ce spunea doamna Udrea în acel moment. Roberta Anastasie în aceeași ecuație, sigur, a fost pusă într-o poziție care i-a dat, hai să zicem, vizibilitate. Președintele ne spune că ne va lămuri după ce își termină mandatul de ce a anunțat domnia sa personal tăierea salariilor atunci în 2010 și ne mai promite că după ce își termină mandatul de președinte se va ocupa de o școală pentru politicieni. Vedem despre ce-i vorba. Nici prin cap nu-mi trece, domnul Cristoiu. Pot să vă spun că m-am hotărât deja ce fac după ce nu voi mai fi președinte. Păi de asta spun. Păi după ce nu veți mai fi, în sensul te spune. Fac o școală pentru politicieni. Deveniți rector? Sau ce? Nu rector, ce? Fac o fundație, o ceva în care să-i învăț pe politicieni puțină politică. Bun, se înscriu toate replicile astea în același registru. În general,
chiar și cei mai apropiați președintelui sunt imaturi, insuficient pregătiți în momentul ăsta? Nu, nu, cred că președintele... Că la ce bun să-i mai pregătești după ce deja nu mai ai o colaborare cu ei? Cred că președintele arată o preocupare pentru succesiunea sa. Încă nu s-a hotărât, n-a găsit pe cine să lase în loc după ce își va încheia. Erau bune și niște nume în momentul ăsta? Ajuta? Oare? Cred să fie că... pomenite? Niște nume? Poate ar găsi altă ocupație, domnul președinte. O școală politică făcută ca să creeze noi Traian Băsescu, cred că ar fi un dezastru, pur și simplu. Ajung cei 10 ani ai domnului Băsescu, cât ne conduce domnia sa, cred că e nevoie de alt tip de oameni, totuși după 10 ani de Traian Băsescu ar trebui să nu încerce să creeze o pleiadă așa de politicieni după chipul și asemănarea domniei sale. Să rămână domnia sa unicul, da. Traian Băsescu. Are nevoie de clone. Dacă de fapt aluzia nu e la ce se va întâmpla după terminarea mandatului, ci de fapt la ce se întâmplă acum. E nevoie ca politicienii, inclusiv colaboratorii apropiați ai președintelui, să fie instruiți, pentru că nu sunt suficient pregătiți. Cam asta înțelegem. Eu cred că, da, bun, a aruncat chestia asta, cine știe, eu fi venit o idee acum 2-3 zile, l-o fi văzut pe Hagi la televizor și crezându-se un Hagi al politicii s-a gândit că o școală de politicieni, nu știu ce este. Mă rog, ați văzut că era destul de amuzat de propunerea lui. Nu, eu cred că, într-adevăr, ce spunea Luminuță mai devreme este adevărat. Eu cred că s-au întâmplat prea multe lucruri într-o perioadă scurtă de timp și au cam scăpat planurile de sub control. Mulțumesc foarte mult pentru prezența alături de noi. Știrile de la miezul nopții vin în foarte scurt timp. Cu Aneta Sângerzan, rămâneți cu Realitatea TV. Alex, trebuie să-i vezi ca niște copii. Da, super încântați. Clar, și de abonamente și de telefoane. Mai ales de BlackBerry-ul ăsta nou. Nu, și ce să zic, și eu sunt încântat. Și tot plusul ăsta e fix pentru mine. Nu, și de toate, de fapt, chiar mă ajută. Că știu de la început câți bani dau pentru fiecare. Cu noile abonamente Vodafone Business Profiles, fiecare angajat are exact ce-i trebuie ca să lucreze perfect împreună. În plus, doar la Vodafone ai acum noul BlackBerry Bold 9790. Vodafone Business. Citroen C4, pe care tocmai l-ați încercat, costă cu 22% mai puțin. Vino să afli noile oferte Citroen. S-ar putea să te ia prin surprindere. Citroen C4, cu o reducere de până la 22%. Citroen. Creative Technology. Noul Arthrostop Rapid cu formulă inovatoare contribuie la îmbunătățirea mobilității și la ameliorarea durerilor articulare. Arthrostop Rapid. Expertul articulațiilor sănătoase cu efect pe termen lung. Bravo, fetelor! Dar ca să o luați 10 și acasă, mai trebuie puțină Mirodenia. 100% natural. Mai trebuie puțin fucs. Mami! Hai să-l tragi pe gelul, că l-a prins curentul! Carmol Frecție te pune pe picioare. Teatrul Național de Operetă Ion Dacian prezintă Chick Corea și Gary Barton, legendele jazzului într-un duet magic. Un concert emblematic pe scena Sălii Palatului, marți 20 martie de la ora 19:30. Chick Corea și Gary Barton, 4 decenii de colaborare și telepatie muzicală, un spectacol eveniment de promovare a noului album Hot House, la București, Sala Palatului, 20 martie, ora 19:30. Durerea în gât. Când apare, ia Bioflu. Acționează rapid și eficient asupra tuturor simptomelor răcelii și gripei. Familia Goldenbrau, un serial despre mândria de a face bere. Mergem la saună? Dar ce, avem saună la fabrică? Uite aici începe magia. Cu malți și apă puse la fier. Complicat e abia după aia. Acolo se vede maestria berarului. Să facă berea mereu cu același gust. Și asta e treaba cea mai grea. Vă rog, eu nu mai vorbiți de bere, că mor de sete. Golden Brau, făcută cu maestrie de berari pricepuți. Și asta pentru tine, Robi, să te mai răcorești după saună. Oh. Amintește-i primăverii că trebuie să sosească. Trezește-o la viață cu Nesti.